Vino aici, vino aici, cuțulică. Bună ziua, mă întorc, da? Ce faceți? Culegeți corcodușele, zice astea, da, pe la noi, zarzări. Da. Cu... Din Argeș, de departe. Doamne, aproape de Pitești. Păi eu sunt îndrăgostit de locurile astea. N-am fost aici la Inelez niciodată, dar am fost în Crovure, am stat, am fost pe vârful Stan, am fost pe toți munții ăștia pe aici prin jur. Da, îmi place, sunt frumoși românții ăștia pe aici. Da, frumos. Cum e viața aici? E grea viața. E grea. E grea să mă fie. Cât dormim, atât avem liniște. Prune, porc, găină, vacă, cald, de toate. Am văzut, țineți și găzduire, dacă e... Da. Primiți. Și ne slugă numai. Am luat. Păi am luat acolo. Am luat și niște dulceață, am luat de la doamna. Da? Da, da. N-am luat-o, am plătit-o, dar am zis să nu mai car, o iau când mă întorc după fereastră de acolo. Da, da. Da. Mulțumesc frumos. Soacra ei. Soacra, da? Da. Dumneavoastră faceți dulceața? Amândouă. Când mergi în mâna așa și mai bani. Spor la treabă și... Sănătate multă, Doamne ajută. Sănătate, Doamne ajută și dumneavoastră la mier, să vă mai așteptăm pe la noi. Să rămână. Aici la școală am întâlnit cu o doamnă care căra niște saci dintr-o magazie, au o anexă acolo și pe pervazul școlii, care e și punct de prim ajutor acum, e fosta școală, acum nu mai e ce copii să mai învețe nimeni. Ținea câteva borcane de miere, soțul dânsei se ocupă de almine, miere, dulceață, de pere, ghebe murate. Vă sfătuiesc, de câte ori treceți prin zone dintre astea, să cumpărați cu încredere. Cumpărați cu încredere și cumpărați consistent, adică de cel puțin 50-100 de lei. Viața e grea, exact cum spunea bătrânica, de mai înainte era soacra doamnei, mama domnului care se ocupă de stupi. Păi cu el nu m-am întâlnit. Am căutat un izvor să iau apă, n-am găsit, era secat izvorul lor, de unde, adică mai, abia mai picurau apă, tulbure, o strângeau într-un vas pentru animale. Și un pic mai în față mi-a zis că e un izvor, dar eu nu l-am găsit, n-am ajuns la el. Și când m-am întors, mi-a umplut doamna de la care am luat dulcețurile, mi-a umplut bidonul pe care l-avea în gol. E foarte cald. Am băut multă apă, mult mai multă decât mă gândeam că voi bea. Și mai fac o oră și ceva până la mașină, unde ești din pădure. Este un soare arzător. Ce este plăcut ca die o boare. Și e plăcut asta. Altfel ai avea senzația că respir plumb. Asta e portocală de Inelez. Nu am mică în coapis. Pisul.
uite aici. Uite aici. Bă, e bătrână și proastă asta. Mânca lemne. Nu mai are dinți, abia să-i neacă, fii atent. În